Multe țări de pe planeta noastră sunt dominate de clima temperată. În sezonul cald, acolo e destul de probabil să pornească grindina. Desigur că nu se întâmplă des, dar șansele sunt mari. Și atunci când grindina cade, suferă multe, de la plante, animale până la tehnică. Dar dacă gâștele canadiene nimeresc în mijlocul grindinii, nu încearcă să se ascundă. Ele au un alt mod de a se salva. Videoul pe care îl vedeți acum este filmat în orașul britanic Scarborough, comitatul North Yorkshire. Gâștele canadiene trăiesc acolo anul în jur. S-au obișnuit atât de mult cu toate, că în timpul grindinii puternice stau sub aer liber. Unele dintre ele chiar se și așează pe pământ și ridică capul în sus, de parcă se uită la cer, întrebându-se când se va termina totul. Sinceră să fiu, eu n-aș risca să ies afară pe așa vreme și chiar dacă aș fi ieșit și ridicat capul, aș fi primit o mulțime de vânătăi. Dar se pare că aceste gâște nici nu încearcă să se ascundă. Acest comportament nu e specific doar pentru ele, chiar și pescărușii, unele tipuri de curcani, măcăleandru, se opresc și își ridică ciocul spre cer când începe grindina. De ce? Păi, se pare că e cea mai simplă și efectivă metodă de protecție. Atunci când pasărea își ridică capul, ea reprezintă o țintă mai mică pentru bucățile de gheață. Este mai greu să nimerești în vârful mic al ciocului decât pe întreaga pasăre. Nu este nevoie să încercați, să verificați. Prima dată așa comportament a fost observat de scriitorul și ecologistul american Aldo Leopold încă în anul 1918. El vâna rațe lângă râul Rio Grande din statul New Mexico, când s-a început o grindină puternică. Atunci el a observat niște păsări care s-au întors spre ploaie, iar ciocurile lor erau îndreptate aproape vertical. Asta arată foarte straniu și abia peste ceva timp Leopold a înțeles ce făceau ele. De fapt, acestea nu doar speră că grindina nu le va lovi, ele mai și reușesc să se ferească. Nu e doar o așteptare până când vremea se va termina. Ele urmăresc atent bucățelele de gheață și se feresc în caz că vreuna se îndreaptă spre ele, mișcând capul din colo în coa. Nici nu pot să-mi imaginez de câtă concentrare și exactitate e nevoie ca așa mod de protecție să funcționeze. Dacă în timpul grindinii observați păsări care stau în așa poziție, nu le încurcați, nu le deranjați și mai mult decât atât, nu încercați să le mutați în alt loc. Ele pot să se sperie, să se distragă și atunci grindina poate să le lovească pe sărmanele drept în cap. E într-adevăr periculos, dar de ce? După cuvintele lui Jeremy Ross, un biolog de la Universitatea din Oklahoma, pentru unele păsări e important să protejeze anume capul, fiindcă este foarte sensibil. Și asta e destul de logic. Păsările, doar dacă nu sunt ciocănitoare, nu au nevoie de cranii puternice. Cele mici, în general, riscă să-și rănească grav aripile, iar o aripă ruptă este ca o condamnare la moarte, când toată viața ta se învârte în jurul zborului. Deși chiar și pinguinii cred că nu s-ar bucura să li se rupă o aripă. Dar să-și rănească ciocul e și mai periculos. Teoretic, o aripă ruptă încă poți supraviețui, dar iată, ciocul, care este acoperit cu nervi, nu se va mai vindeca după o traumă periculoasă și pasărea pur și simplu nu va putea să se hrănească. Dar în afară de această funcție, ciocul mai e folosit pentru curățarea penelor, apucarea diferitor obiecte, îngrijirea puiilor și pentru protecție. Pierderea ciocului pentru pasăre este ca și cum omul și-ar pierde ambele mâini. Iar când poate să se întâmple din cauza vremii rele, cu asta trebuie să faci ceva. Păsările nu se nasc cu capacitatea de a evita grindina. Există dovezi că puii nu se uită la cer în timpul grindinii, ceea ce înseamnă că asta vine cu experiența. Dar luând în considerație că așa comportament este destul de des întâlnit, aici trebuie să fie vreo componentă genetică. Nu poate fi așa că atâtea specii diferite de păsări au învățat așa truc deodată. Probabil că e legat și de alte instincte.
De exemplu, multe dintre păsări trebuie să se uite la cer atunci când prin apropierea lor planează un prădător. Și asta putea să devină o adaptare evolutivă, în același timp protejându-le pe păsări de la grindină. Desigur, când ele știu ce anume trebuie să facă și cum rămâne cu păsările mici. Noi deja l-am menționat pe măcăleandru, dar el nu este unicul care riscă să nimerească sub grindină. Vremea proastă nu înseamnă doar asta. Și furtuna cu rafale puternice de vânt poate să reprezinte o amenințare. Păsările care își fac cuibul pe crengi, cum ar fi gaița, vrabia și altele, își găsesc loc pe crengile groase a copacului, mai aproape de tulpină, în partea protejată de vânt și ploaie. Da, ele înțeleg ce loc e cel mai bun din toate. Ele nu cad chiar dacă dorm pe timp de vreme rea, se apucă strâns de crengi necătând la starea lor. Alte păsări, cum ar fi bufnițele sau ciocănitoarele, se ascund în scorbura lor. Uneori pot să folosească și căsuțele pentru păsări. În unele situații, o mulțime de păsări se adună în aceeași căsuță pentru a păstra căldura și pentru a aștepta vremea bună. Imaginați-vă cum ar fi arătat dacă acolo s-ar fi băgat vreo gâscă canadiană. Deci nu e straniu că ele au inventat altă metodă de protecție. Doar că aceasta nu ajută mereu toate păsările. După fiecare grindină există rapoarte cu păsări care și-au rupt aripile și ciocurile. Ele au avut ghinionul să piardă în acest joc de noroc. Poate că nu au reușit să ridice capul sau să se ferească de vreo bucată de gheață la timp. Dar când pare că viața lor s-a terminat fără cioc, asta, într-adevăr, fiind foarte și foarte trist, apar iată astfel de povești. Faceți cunoștință! Bruce. El este un papagal care locuiește în Noua Zeelandă. În 2013, oamenii l-au găsit fără partea superioară a ciocului. Cel mai probabil că a nimerit într-o capcană pentru păsări și avea nevoie de ajutor. Atunci, el era încă adolescent. După tratament, el a rămas în rezervația naturală. Apoi, oamenii au început să observe că Bruce folosea pietre mici pentru a-și curăța penele. Alți papagali de specia lui n-au făcut nimic asemănător vreodată. Tradițional, se folosesc de cioc pentru asta, iar Bruce a inventat o metodă nouă, total fascinantă. El alege pietricelele de anumite mărimi, care pot să încapă în partea inferioară a ciocului lui care a rămas intact. Folosind limba, el ține piatra în loc, apoi o folosește pentru a-și curăța penele. Plus la toate, el s-a învățat să mănânce hrană solidă. Cum a făcut asta? Păi el, cum ar veni, roade toate bucățile de mâncare de suprafețele și mai solide. De exemplu, de pietre. Papagalul roade morcovul de pietre. Asta e genial! Absolut genial! Putea oare Bruce să spere că oamenii îl vor ajuta și îi vor restabili ciocul? Cu părere de rău, nu. După cum am spus, după traume serioase, ciocul nu poate fi vindecat complet. De fapt, într-o oarecare măsură, el se poate vindeca. Dacă există vreo mică crăpătură, acesta se poate trata în timp. Există destulă abilitate de regenerare. Pe scurt, până când ciocul e cât de cât întreg, pasărea poate să facă față traumei. Încă o variantă este ajutorul rapid al veterinarului. Dacă o parte a ciocului a fost ruptă sau el a fost rupt complet, medicul va trebui să bandajeze sau să lipească ciocul înapoi, până când acesta nu va deveni destul de stabil ca să se vindece singur. Dar voi și singur înțelegeți ce șanse are o pasăre în sălbăticie să ajungă la spital. Fără acest ajutor, bucata ruptă de cioc niciodată nu va crește înapoi. Și aici, când pare că situația nu are nicio speranță, tehnologia modernă vine în ajutor. Cu cât aceasta se dezvoltă mai mult, cu atât mai multe proteze învață oamenii să facă. Da, vorbesc despre ciocuri imprimate 3D. Pe această gâscă chinezească o cheamă la fel Bruce. Se pare că toți cu numele Bruce au o problemă cu fracturile a diferitor părți vitale ale corpului. În locul lui Batman aș fi un pic alarmată. Dar să ne întoarcem la gâsca noastră. Pasărea a fost rănită într-o luptă cu un raton, care i-a smuls cu totul partea superioară a ciocului. Ea risca să moară după așa traumă, gura putea să se usuce, ar fi pierdut posibilitatea de a mânca, bea și de a se proteja. Atunci entuziaștii au inventat proiectul Ciocul de Gâscă.
doar ascultați cum sună proiectul Ciocul de Gâscă. Deci, aceștia au lucrat la proiect, au imprimat câteva modele și l-au ales pe cel perfect pentru Bruce. Apoi au atașat proteza cu un adeziv special. Din ăla care se folosește în stomatologie când se pun coroane. Aveți mare noroc dacă nu știți despre ce vorbesc. Cu noul lui cioc, Bruce poate face orice. Din prima ce a învățat a fost să facă bule într-un vas cu apă. O alegere super decentă, prietene! Însă iată că arepa ruptă nu poate fi printată. Dar de ce să o printeze când fractura poate fi vindecată la fel ca fractura unui om? Dar spre deosebire de oameni, oasele lor sunt cum ar veni goale. Asta le permite să respire mai ușor. Nu, ele nu influențează greutatea. Mai mult decât atât, cercetătorii din Universitatea din Massachusetts au aflat că oasele păsărilor sunt mai grele decât cele animalelor de dimensiuni similare. Veterinarii afirmă că anume din cauza structurii interioare, oasele atât de greu se vindecă, dar nu-i vei pune păsării gips. De aceea ce fac ei este să lege pasărea, în scopuri medicale desigur că ea trebuie să stea așa minim 3 săptămâni, pentru ca fractura să se vindece. Eu dacă aș fi în locul acestei păsări, mi-ar fi super inconfortabil să umblu legată atâta timp. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou și poate mai adăugați câteva informații la ceea ce v-am spus noi. Apăsați pe clopoțel pentru a nu rata noile episoade și nu uitați de like. Pe curând!